Căprioarele din Parcul Crâng au devenit din ce în ce mai curajoase. Buzoienii care ies la promenadă au ocazia să întâlnească, chiar în apropierea aleilor, grațioasele animale. Unul dintre ei a imortalizat momentul cu telefonul mobil. Potrivit pădurarilor, căprioarele ajung tot mai frecvent în zona parcului în căutarea surselor de apă și hrană. O altă explicație ar fi dispariția câinilor vagabonzi din parc, care în trecut alungau căprioarele. În Parcul Crâng și-au mai făcut apariția în ultimii ani și mistreți. Pădurea din care face parte Parcul Crâng din municipiul Buzău este aproape de două ori mai întinsă decât Herăstrăul și de 10 ori decât Cismigiul. Doar o suprafață de 10 hectare este însă amenajată pentru promenadă și agrement, restul de peste 170 de hectare de pădure fiind străbătut doar de cărări din pământ folosite de pădurarii care administrează fondul forestier.